Mă numesc Ștefan Tiron, sunt medic și am ajuns unde am ajuns prin mai multe etape. Hai să vă spun cum ar trebui să simplificăm lucrurile ca să ajungem într-un punct bun în viață, să realizăm ce avem de realizat. În primul rând, eu cred că ar trebui ca împreună cu părinții să se facă o discuție adolescent, că la vârsta copilăriei nu prea știi exact ce ai de făcut, dacă adolescent începi să te cam lămurești, să-ți placă ceva și să eviți să faci lucruri care nu îți vor fi de mare folos. Eu, de exemplu, am făcut vioară de înalt nivel, am fost și premiul întâi pe țară. Poate că mi-a folosit, se spune că practicarea viorii face să crească IQ-ul. Au făcut japonezii un studiu, dar eu am făcut chiar profesionist, adică multe ore pe zi. Și nu știu dacă asta este bine. Asta este un punct de reflexie într-o discuție adolescent-părinți. Pentru că eu am avut o revelație. Am ajuns la un moment dat în Franța, unde mi-am făcut și specializarea și masterul în ortopedie. Și acolo am văzut o chestie care m-a șocat, care nu era deloc în spiritul românilor. Și anume, dom'le, să fac ceva ce-mi place. Am văzut oameni care aveau o meserie și care au spus, dom'le, eu de fapt nu mă omor după chestia asta și aș vrea să schimb. Și asta nu se întâmpla la 22 de ani, ci se întâmpla la 32, 42, chiar numai. Și atunci aici, dom'le, eu îmi iau un an să mă gândesc despre ce e vorba, să mă orientez, să fac o chestie care îmi place. Și am spus, stai, dom'le, deci trebuie să-ți placă. Și e mare lucru să nu mergi în fiecare zi la scârbici. Asta a intrat în ăsta popular. Nu trebuie să te duci la scârbici. Trebuie să te duci la ceva care îți face plăcere. Și m-a ajutat Dumnezeu ca eu să fac ceva care îmi face plăcere. Să mă simt util, să simt că fac o chestie. La mine vin pacienți care au fost la 5-6 alți medici și nu s-a cam rezolvat problema și este un rebus și îmi face plăcere. E un lucru extraordinar. Și atunci să se orienteze adolescentul și studentul pe ceva care îi place și să facă altfel, și-a cam dat cușutul vieții lui proprii și este un mare păcat. Ce cred că a fost în avantajul meu și m-a ajutat faptul că am fost tot timpul curios și am tot vrut să citesc, să învăț, să mai așa, și am ajuns unde am ajuns pentru că la un moment dat am avut eu o problemă mare de sănătate. Am fost un tânăr cu, am tot ridicat, mare sportiv și așa mai departe și mi-am cam stricat mijlocul și mă cam durea și am avut probleme de la 16-17 ani, internări, deci n-a fost în regulă. Și după aia am ajuns eu să știu despre una, despre alta, am făcut specializare pe la Paris, pe la Londra, pe la nu știu ce și să văd că nu mă prea mulțumește ce era în medicina din timpul respectiv despre maladia mea. Și atunci am ajuns la o chestie foarte interesantă, că s-a văzut că durerea asta de spate, practic toată lumea are durere de spate. De ce are durere de spate? Nu pentru că ar fi neapărat o problemă la nivelul coloanei vertebrale unde doare, ci pentru că ne utilizăm coloana altfel. Și atunci am ajuns la un studiu, unei științe care se numește posturologie. Concomitent cu, am ajuns la posturologie prin două, am vrut să fac podologie, știința piciorului, care în România, din păcate, nu prea există. Nimeni nu face cu adevărat podologie. Incredibil, dar adevărat. Există stomatologie, cardiologie, toate logiile astea, dar podologie adevărată nu. Și m-am apucat să discut despre podologie. Am avut marea șansă să ajung la niște oameni foarte luminați și eu mi-am spus, nu poți să faci podologie de să studiezi piciorul fără să studiezi posturologie, știința întregului corp, pentru că piciorul este influențat de felul în care stăm. Dacă stăm într-o poziție alta decât normală, apar niște dureri. Degeaba, exact ca la o mașină, dacă încarci foarte mult o roată a mașinii, punând, nu știu, 10 saci de ciment într-o parte a portbagajului, roata aia va ceda. Ideea nu este să schimbi roata, ci este să redistribui greutatea normal pe această încărcătură. Și atunci
a studia podologia fără să știi postul ce se întâmplă cu corpul, n-are rost, nu rezolvi nici, cred eu, nici 10% din marile probleme. Deci, dacă ar fi să dau un sfat cuiva, faceți ceva ce vă place, care să vă pasioneze, să vă țină tot timpul tineri, să citiți. Uitați, am văzut oameni extraordinari. Vă și spun domnul Ovidiu Bojor, om la 80 ceva de ani care este pasionat de leșină după o chestie. Asta este un lucru senzațional, să fii încă pasionat la o vârstă, sper să ajung la 80 de ani și să rămân și eu pasionat. Deci este foarte, foarte important să faci ceva care îți place și care te motivează, te auto, încerci să te autodepășești, să citești, să înveți. Dacă faci chestia asta, vine și succesul și apar și banii, cum să vă spun, recunoștința în societate, faptul că încep să spui, uite domne, pot să-mi cumpăr chestia aia, pot să-mi cumpăr chestia aia, dar rămân și foarte bine să rămână marginal, adică zic, da, uite ce, uite, mă știe lumea, mă recunoaște lumea la Carrefour cu fetițele și e plăcut să, a, domn doctor, ce, e plăcut, dar rămâne marginal, adică mi-am dat seama cu bucurie că nu neapărat asta a fost așa, m-am luptat și asta mi-a adus recunoștință. Și încă o dată, asta a fost perioada mea din Franța în care am crescut spiritual foarte mult. Știți cum am avut impresia? Că mă sun într-un lift transparent și că mă înalt și că încep să văd viața din alt unghi și să zic, stai puțin, că nu e chiar așa. E mai așa și foarte interesant. Plus că totuși, Paris este un centru cultural fabulos și am învățat lucruri excelente. Și despre profesie și despre democrație. Acolo, nu uit că primul șoc a fost când am văzut grevă și nu puteam să ajung la spital din cauza grevei și nu știu ce. Și am zis, dar ce, Dumnezeu, să se rezolve asta cu greva asta? Și am zis, dar cum să se rezolve? Păi nu știu, să se facă ceva, să facă guvernul ceva, să-i calme. Deci eu eram foarte clar chitit că guvernul trebuie să se ducă peste aia să facă ordine și discipline. Eram comunist până în prăsele. Și atunci m-a ajutat încă o dată această perioadă de 7 ani la Paris și după aia am făcut și master la Londra și tot felul de chestii. Dar asta din pasiune. Și pasiunea asta, eu țin minte că m-am dus la un congres la Mexico City. Și aveam 10 minute maximum mi s-au dat și pentru că eram foarte pasionat, am făcut un studiu interesant și l-am prezentat. Alții aveau jumătate de oră la congrese, știți cum e. E, și am avut surpriza că după 10 minute astea care mi s-au dat, să văd că vine jumătate din sala de congrese la mine să mă întrebe și să spună și nu știu ce. Și atunci la congrese se organizează workshop-uri, adică să faci o demonstrație. Dom'le, ai prezentat, dar cum se face? Și ăștia mi-au zis, să știți că văzând că sunt niște oameni, trebuie să fie în 20-25 de oameni să se facă un workshop. O să vă organizăm un workshop mâine la ora 1, că la 1 toată lumea mănâncă. Și oamenii erau curioși. Eu a doua zi nu văzusem Mexico City, că stând la congres, nu știu ce, n-am apucat să văd, că eram pasionat să văd eu acest ne. Și am zis, domne, am și eu 2-3 ore să mă oprim și eu dimineața prin oraș, că până la ora 1 să fiu până la 11:30, să am timp să mă aranjez ca să fiu. Doamne, și când m-am întors, am făcut și eu turul orașului, nu știu ce, și când m-am întors de la poarta hotelului și asta a conferinței, că era în acea, zice, valeu, vă caut, zice, s-a anulat, nu știu ce. Mă căutau disperați pentru că a apărut o problemă. Din 25 de oameni s-a făcut sără 300. Practic toată lumea voia să facă workshop și atunci au făcut în mod excepțional workshop-ul în sala mare de conferință, să se face în sală mai mici. Și asta. Și au venit cu televiziune și de atunci a început. M-au văzut americani. Uitați, vă spuneam că mă cheamă acum la congresul american. Am fost acum 2 săptămâni să predau la 120 de medici la Istanbul, să predau eu. Și mă cheamă acum în Germania și am fost la Viena și la Paris, unde tot am predat. Și e foarte plăcut să spui, uite, Dumnezeu, vine lumea. Eu, până la urmă, sunt un medic român. Din păcate, noi am rămas cu senzația aia de micuți și de
automat discret și în ultima perioadă din cauza ceea ce se întâmplă politico și așa mai departe, avem și oarecare probleme de imagine, indubitabil, dar pe mine nu m-au afectat și am văzut că merge. Și încă o dată asta, cred că datorită pasiunii și felului în care am abordat problema, am vrut să spun ceva nou când am simțit că e bine, n-am stat mult pe gânduri. Și am spus, uite ce am descoperit, uite, am făcut un studiu că nu merge altfel în medicină. Și așa, și asta mi-a adus succesul despre care, iată, stimați telespectatori, că s-a cam întâmplat. Și sper să nu mă opresc aici. Vă mulțumim mult de tot. Să fiți enorm de sănătoși.